Lavra Pociaev, în limba ucrainiană, Sviatouspenskaya Pociaevska Lavra, este un ansamblu monastic de mari dimensiuni, construit în orașul Pociaev, regiunea Ternopol, Ucraina. Ansamblul este construit pe un deal de 60 de metri în înălțime, dominând orașul și câmpiile din prejur. Prima atestare datează din 1527, deși tradiția locului situează originea locașului cu 3 secole mai devreme, în timpul invaziei mongole, când câțiva călugări s-au refugiat din calea primejdiei în acest loc. Legenda spune că însăși Maica Domnului le-a apărut celor câțiva călugări sub forma unui stâlp de foc și, pășind către ei, și-a imprimat urma piciorului pe o piatră, care a devenit apoi obiect de cult sub numele de Sfântul Picioruș. În secolul XVI, mănăstirea a devenit suficient de bogată ca să fie extinsă și reconstruită din piatră. O boieroaică din partea locului, Anna Hoișca, a contribuit prin numeroase danii la prosperitatea Lavrei. Una din donațiile cele mai importante, fiind o icoană ce va deveni unul din simbolurile locului, Maica Domnului de la Pociaev, pe care se spune că ar fi primit-o de la un călugăr grec, pe nume Neofit, icoană înzestrată cu puteri vindecătoare. Alte legende legate de mănăstire povestesc despre apariția Maicii Domnului în timpul unui asediu turcesc din 1675, fapt ce a întors invadatorii din drumul lor, sau miracolul din 1759, în care cneazul polon, Nicolae Bazile Potofski, a încercat să-și asasineze de 3 ori vizitiul în preajma mănăstirii, de fiecare dată fără succes, fapt ce l-a convins de sacralitatea locului. Aceasta a condus la mai multe dane din partea cneazului, precum și la intervenția pe lângă papă, Potofski fiind catolic, ca Sfântul Iov să fie canonizat și de Biserica Apuseană. Potofski a murit în 1782, fiind îngropat în Catedrala Dormirii, a cărui construcție o finanțase. În 1604, intră în comunitatea monastică Ivan Zalizo, cunoscut mai târziu ca Sfântul Iov al Pociaevului. Ajuns egumen al așezământului, va instala în 1630 o tiparniță care va produce un număr mare de cărți liturgice și religioase pentru întreaga zonă de vest a Ucrainei. A murit în 1651, fiind canonizat la scurt timp după aceasta. În 1720, Lavra a trecut în mâinile Congregației Vasiliene a Bisericii Greco-Catolice Ucrainiene. Abia în 1831, sub dominația țaristă, ansamblul va fi returnat Bisericii Ortodoxe. Odată cu mănăstirea, au reintrat în Ortodoxie și călugării viețuitori. În 1833, mănăstirii s-a acordat statutul de lavră, devenind reședința de vară a episcopului ortodox de Volina. La finele secolului al XIX-lea, Pociaievul devenise o adevărată meca pentru ortodoxi din Imperiul Rus, precum și pentru zona balcanică. Imperiul țarist a susținut această tendință, fiind un avampost al panslavismului într-o regiune în care greco-catolicii deveniseră majoritari și fiind doar la câțiva kilometri de Galiția Habsburgică. După Revoluția din 1917, conform tratatului de la Riga, regiunea Volinia a revenit Poloniei. Datorită acestui fapt, precum și a persecuțiilor ce au început în Biserica Ortodoxă Rusă, Lavra a devenit parte a Bisericii Ortodoxe Poloneze în anul 1923. Începând din 1929, Lavra a fost supusă unor presiuni venite din partea conducerii politice de la Varșovia, însă numai peste 10 ani, conform pactului Ribbentrop-Molotov, devenea odată cu întreaga regiune parte a Republicii Sovietice Ucrainiene. Ostilitatea religioasă a noii conduceri și-a făcut simțită prezența din plin, nu însă până la punctul de a închide mănăstirea, cum s-a întâmplat cu multe alte locașuri din spațiul sovietic,
aceasta și datorită numărului mare de pelerini ce veneau din diverse regiuni ale URSS-ului, riscându-și viața și libertatea să se închine la Poceaiev. În timpul ocupației naziste, din timpul războiului, mănăstirea nu a fost închisă, însă multe obiecte din patrimoniul său mobil au fost confiscate pentru a nu ajunge în mâinile sovieticilor. În această perioadă a apărut Biserica Ortodoxă Autocefală Ucrainiană, sub a cărui jurisdicție a ajuns și Lavra Poceaiev. După război, rolul ei de avampost al Ortodoxiei a continuat pentru un timp, în condițiile desființării Bisericii Greco-Catolice și reconvertirii forțate a membrilor acestei biserici la Ortodoxie. Spre sfârșitul anilor 50, odată cu Nichita Hrușciov, o nouă campanie antireligioasă și-a spus cuvântul și asupra Lavrei prin numeroasele inspectări și monitorizare constantă, culminând în 1959 cu confiscarea clădirilor bisericilor și reconvertirea lor în muzee ale ateismului. În 1980, muzeele s-au transformat în școală teologică și în 1991 în seminar. După desființarea URSS-ului, încercările repetate ale greco-catolicilor ca și ale ortodoxilor aparținând de Patriarhia de Kiev de a ocupa ansamblul s-au soldat cu eșecuri, Lavra dispunând de voluntari cazaci și de pază militarizată. Fostul ministru ucrainean Victor Ianukovici este unul dintre cei mai fervenți susținători ai Lavrei. De la obținerea independenței țării, comunitatea de la Poceaiev a făcut nenumărate eforturi pentru a transforma Lavra în al doilea centru monastic ca importanță din Ucraina după cel de la Kiev. O bogată activitate editorială și tipografică a răspândit faima Lavrei în spațiu vestic post-sovietic. Lavra Poceaiev este una dintre cele mai populare destinații de pelerinaj din Ucraina, Belarus, Polonia, Rusia, România și Republica Moldova, precum și din alte zone. Sfântul Amfilohie și Sfântul Iov sunt cei doi mari sfinți ai Lavrei Poceaiev, cea mai mare mănăstire de călugări din Ucraina. Moaștele lor întregi stau mărturie în racle, în biserica situată sub Catedrala Dormirii Maicii Domnului. Întreaga viața Sfântului Amfilohie a fost o jertfire de sine, adusă lui Dumnezeu și aproape lui, în numele dragostei, fiindcă dragostea este principalul rod al vieții creștinului și scopul vieții monahale. Și după moarte, el se arată grabnic tămăduitor, mângâindu-i și cercetându-i pe cei aflați în primejdii. Sfântul Amfilohie s-a născut pe 27 noiembrie 1897 în familia lui Varnava Golovatiuc. La botez a primit numele Iacov în cinstea mucenicului Iacov Persul. În acest sat și-a petrecut Iacov copilăria, primind împreună cu cei nouă frați ai săi o educație creștină. Tatăl său practica mai multe meserii, dar era cunoscut mai ales pentru tratarea luxațiilor. Micuțul Iacov obișnuia să-și ajute tatăl în cazurile care era nevoie de îndreptarea oaselor. Râfna pentru rugăciune și biserică a moștenit-o Iacov de la mama sa, care era o femeie smerită și cu frică de Dumnezeu. În anul 1912, la vârsta de 15 ani, Iacov Golovatiuc a fost înrolat în armata țarului. Luptă în primul război mondial, fiind trimis apoi ca infirmier într-o unitate sanitară din Siberia. În anul 1919, se întoarce în satul natal unde va ajuta pe cei bolnavi care cereau ajutorul. Chiar dacă Iacov a avut posibilitatea să se căsătorească, și-a ascultat glasul inimii și în anul 1925 a ales calea mântuirii prin monahism. Va merge la Lavra Poceaiev, unde ca frate își va îndeplini cu bucurie toate ascultările. La 8 iulie 1932, cu binecuvântarea episcopului său, fratele Iacov este tuns în monahism cu numele Iosif. După un an, va fi hirotonit erodiacon, iar în anul 1936 a fost hirotonit ieromonah. Părintele Iosif a absolvit între timp cursul complet al școlii teologice din Lavra Poceaiev.
Mai târziu, după primirea schismei celei mari, noul său nume a fost Amfilohie. În anii următori, părintele Amfilohie va avea mai multe ascultări, dintre care amintim ajutor econom, ajutor la paza urmei Maicii Domnului, pomicultor al livezii din Lavră, ajutor la pangar, cântăreț la strană. La 6 aprilie 1957 a fost numit duhovnic al închinătorilor care veneau în Lavră. Pe lângă toate aceste ascultări în Lavră, părintele Iosif îi vindeca pe cei bolnavi, făcându-se cunoscut mai ales prin tratarea luxațiilor. Foarte mulți bolnavi erau aduși la părintele Amfilohie. Închinându-și viața slujirii lui Dumnezeu și aproape lui, părintele Amfilohie a păzit credința puternică și dragostea vie, primind de la Dumnezeu darul cunoașterii cu Duhul și al facerii de minuni. Dumnezeu îi descoperea părintelui, potrivit spuselor sale, cine este cel care va veni la mine, de ce este bolnav și cât mai are de trăit. Părintele tămăduia pe cei bolnavi, izgonea demoni, celor surzi le dăruia auzul, celor orbi vederea, celor suferinți mângâiere. Aproape toți locuitorii Poceaievului, în diferite momente ale vieții lor, în copilărie, tristețe sau bătrânețe, au apelat la ajutorul rugăciunilor părintelui Amfilohie. Petrecând ziua întreagă cu oamenii și în ascultări, părintele se ruga mai ales noaptea. El însuși spunea, ziua este pentru ascultare, noaptea pentru rugăciune. Părintele Amfilohie a iubit smerenia și, fugind de tulburările lumii, stăruia cu orice preț să-și ascundă faptele cele bune. În toamna anului 1962 a fost arestat de către comuniști, închizându-l într-un spital de psihiatrie. A fost eliberat datorită Svetlanei Aleluieva, fiica lui Stalin, pe care o vindecase de o boală psihică. După aceasta, părintele Amfilohie s-a stabilit la o rudă din satul său natal. Oamenii continuau să vină și aici la el pentru a dobândi tămăduire. Acestora de multe ori le spunea despre sine: voi credeți că eu sunt sfânt? Eu sunt un om păcătos, iar vindecările voi le-ați primi pentru credința voastră. Din anul 1965, părintele Amfilohie s-a mutat la o nepoată a sa, care locuia tot în satul natal. În curtea acesteia, părintele a ridicat un mic paraclis, înaintea căruia făcea rugăciuni și sfințea apa. Lângă acesta a pus o masă lungă pentru pelerini, căci pe toți cei care călcau pragul îi poftea să guste din binecuvântata sa masă. Sfântul Amfilohie a trăit 77 de ani. După mai multe tentative de omor asupra sa, a murit otrăvit prin mâncare pe 1 ianuarie 1971. Prin credința, dragostea și milostenia pe care a acordat-o celor aflați în necazuri, el a fost un exemplu viu de viețuire, câștigând dragostea și lăsând o amintire de neuitat în inimile oamenilor. După moarte, corpul său s-a păstrat intact până la dezhumarea care a avut loc cu 30 de ani mai târziu. Pe data de 23 aprilie 2002, în Lavra Pecerska, a avut loc o ședință a Sfântului Sinod, în care au fost analizate viața, faptele și minunile părintelui Amfilohie de la Poceaiev. Decizia a fost ca acesta să fie trecut în rândul sfinților, iar rămășițele sale pământești să fie cinstite ca sfinte moaște. Sfântul Iov a trăit 100 de ani și a condus mănăstirea Poceaiev mai bine de 50 de ani. Pe 28 octombrie, 10 noiembrie 1651, cu credința învierii, Sfântul Iov adoarme în Domnul, cunoscându-și ceasul morții cu o săptămână înainte. El a fost unul dintre participanții de la Sinodul de la Kiev din anul 1628, având un rol activ în apărarea ortodoxiei și a poporului rus împotriva uniaților. Adesea, retrăgându-se în peștera sa, câteodată și câte 3 zile, iar alteori timp de o săptămână întreagă, se nevoia în rugăciune și post, cu mulțime de lacrimi de umilință ce se nășteau din inima lui curată. În peștera în care se nevoia el, până astăzi au rămas urmele metaniilor sale. Adesea,
retrăgându-se în această peșteră, se nevoia în rugăciune și post, rugându-se mai cu seamă pentru vremuri de pace și pentru mântuirea lumii. Ansamblul arhitectural al Lavrei Pociaev este dominat de Catedrala Dormirii Maicii Domnului, construită după planurile arhitectului german Gottfried Hoffmann, cu sprijinul financiar al Nicolae Potocki. La data finalizării, 1753, a fost una dintre cele mai mari biserici greco-catolice din lume. Stilul este eclectic, având atât elemente baroce, cât și neoclasice. Alături de ea, s-a construit un paraclis în 1862 și o trapeză în 1888. Un incendiu din 1874 a prilejuit redecorarea catedralei în stil ortodox. Ansamblul adăpostește pe lângă mormântul ctitorului două din cele mai frumoase relicve ale Ucrainei, piatra Sfântului Picioruș și icoana Născătoarei de Dumnezeu. Pe latura de sud este a catedralei se înalță turnul clopotniței, construit între 1861 și 1869. Acesta are o înălțime de 65 de metri și 4 nivele, fiind unul dintre cele mai înalte din Ucraina. Clopotul cel mare, turnat în 1886, cântărește 11,5 tone. Între anii 1906 și 1912, s-a construit în incinta ansamblului Catedrala Sfintei Treimi după planurile arhitectului Alexei Șciusev. Aspectul ei auster este inspirat de arhitectura eclezială rusă din nord. Portalurile sunt decorate cu fresce și mozaicuri de Nicolas Roerich. Bisericile rupeste ale Sfântului Iov și ale Sfinților Antonie și Teodosie sunt practic peșteri de mici dimensiuni săpate în stânca pe care e construită catedrala. Construcția lor s-a desfășurat între 1774 și 1860. Două construcții recente întregesc ansamblul, una finalizată în 1997 pentru a celebra 400 aniversare a icoanei născătoarei dăruite de Anahoiskaya, iar cealaltă finalizată în anul 2000, aniversând 2 milenii de creștinism. Alesule al lui Hristos și noule făcător de minuni al mănăstirii Pociaev, gramnic mângâietor al celor aflați în suferințe și celor bolnavi, binecuvântat tămăduitor te-ai arătat, prea cuvioase părinte Amfilohie, pentru aceasta, cu dragoste lăudând viața ta bineplăcută lui Dumnezeu, cântări de laudă pentru tine îi aducem. Tu însă, ca un rugător cu îndrăznire către dânsul și fierbinte mijlocitor, cere pentru toți cei care vin la tine cu credință izbăvire de necazurile sufletești și trupești, căci din inimă strigăm către tine. Bucură-te, preacuvioase părinte Amfilohie, ocrotitorul și tămăduitorul nostru cel minunat!